Suntem la Salina Ocnele Mari. Procesul de extracție al sării, o fântână, au aruncat și câțiva bănuți, bisericuța din Salina. Salina Ocnele Mari, caracteristici, temperatură 13-15 grade, altitudinea față de nivelul mării 226, diferența de nivel față de intrarea în galerie în 29 de metri, lungimea galeriei de acces 1800 de metri și suprafața amenajată 40.000 de metri pătrați. Aici farfuriile de horezul. Deja au ieșit decorațiunile de Crăciun, renul și samia lui Moș Crăciun. Și nu putea să lipsească din decor un magazin cu suveniruri. Mergem și noi să vedem ce au. Aici ne sunt prezentate celelalte saline din țară
și imagini din respectivele saline. Haideți să o luăm la rând. Salina Ogna Mureș, Alba, Ogna Dej, Cluj, salina de la Pride. Aici exploatarea minieră Râmnicu Vâlcea, Slănic Prahova, salina Târgu Ocna Bacău și salina Cacica Suceava. Aici un vagonet de mină, așa cum era el în trecut. Aici ne este prezentat istoricul exploatării de sare de la Ogdele Mari. Acesta este un vagonet de mină autodescărcător. Aici sunt niște structuri. Și acolo se poate juca șatronul. Ce interesant! Aici sunt picturi. Da, picturi. Picturi, colaje. Foarte frumoase. Ia să dau așa, să vedeți mai bine. Superbe. Mai sunt și pe partea cealaltă. Foarte frumoase. Nu văd semnătura, numele clar. Au dat puțină culoare. Deja era culoare. Ia uite așa frumos. Vedeți că peste tot sunt așa locuri de adunare, în cazul în care există un pericol să se strângă lumea în zona respectivă. O fântână, au aruncat și câțiva bănuți. Aici ne este prezentat procesul de extracție al sării, așa cum se făcea în trecut. Iarăși expoziție cu picturi. Pe partea cealaltă. Aici se află bisericuța din Salină, Sfânta Varvara, ocrotitoarea minerilor. Scrie că Sfânta Varvara a trăit în timpul împăratului Maximilian. Da, toată legenda este trecută aici, este scrisă aici. O bibliotecă aici, în biserică.
Aici avem o cramă. Și aici se pare că este restaurantul. Ia priviți ce coadă s-a făcut la ieșire. Vede că e duminică și foarte, foarte mulți oameni au fost în salină. Ne îndreptăm și noi.